Oficial, rata analfabetismului funcțional din România din ultimul deceniu s-a situat între 40 și 45%, procent stabilit în funcție de numărul și rezultatele elevilor de 15 ani care participă la testarea PISA. Ori, rata abandonului școlar din România până la această vârstă este de aproximativ 15%, mult peste media de aproximativ 10% a Uniunii Europene. În consecință, potrivit unei analize a cercetătorului Dacian Dolean publicată de site-ul de specialitate edupedu.ro, analfabetismul funcțional din România depășește 50% și aceasta nu este cea mai mare problemă a sistemului educațional din România, ci lipsa perspectivei de ameliorare a situației. Afirmație reală dacă ne gândim că legea educației aflată în vigoare de mai bine de 11 ani a suferit în această perioadă peste 100 de modificări, iar doi dintre miniștrii educației au subestimat public importanța analfabetismului funcțional din România, punând sub semnul întrebării conceptualizarea acestuia, Andronescu, și relevanța rezultatelor acestor teste, Anisie, mai consemnează cercetătorul Dacian Dolean. În curând vor intra în dezbatere publică propunerile legislative în vederea adoptării unei noi legi a educației, modificările propuse fiind agreate și de reprezentanții ISJ Hunedoara. Este important să avem o lege care să, spun eu așa, să răspundă nevoilor și cerințelor din țara noastră, o lege pe care să o putem aplica și să o folosim o perioadă mai mare de timp. Știți foarte bine, legea actuală, legea educației, numărul 1 din 2011, a fost modificată de aproape 150 de ori și, prin urmare, chiar se impune o astfel de reformă, pentru că vorbim, până la urmă, de modificări importante în ceea ce privește sistemul de învățământ și sistemul de învățământ trebuie să țină pasul cu toate modificările care vin atât pe piața muncii cât și în societate. Iată de ce cred că această nouă reformă trebuie să aibă loc, pentru că vorbim de alte perspective. Părinții speră ca măcar acum să fie abordate cu seriozitate și adevăratele probleme de fond. Potrivit cercetătorului Dacian Dolean, în unele școli din România, elevii memorează în continuare comentarii literare și nu își dezvoltă competențe de analiză critică a unui text la prima vedere. Manualele școlare, care sunt avizate de comisii de experți, dintre care unii sunt cadre didactice universitare, sunt pline de greșeli, dar acest lucru nu deranjează pe nimeni. Proiectul România Educată este plin de greșeli metodologice, pentru că specialiști în științele educației nu au fost consultați, iar pilotarea școlilor este făcută fără să se țină cont de practicile bazate pe dovezi științifice. Sugestiile făcute de specialiști în neuroștiințe sunt subestimate, iar lista cercetătorului român continuă. În consecință, se naște pe bună dreptate întrebarea: nu cumva noua lege a educației va generaliza analfabetismul în loc să-l diminueze sau să-l elimine?